În acest an, Paștele Ortodox este în data de 5 mai, iar cel catolic se sărbătorește în 31 martie, adică peste câteva zile. În noua lege a educației este prevăzută o vacanță de primăvară în perioada 27 aprilie-8 mai, deci numai elevii care sărbătoresc Paștele Ortodox vor avea liber de sărbătorile pascale. Totuși, ieri, Ministerul a venit cu o adresă prin care specifică faptul că elevii și profesorii catolici nu au obligația să meargă la școală în 29 martie-2 aprilie de Paștele Catolic. Elevii care aparțin unui cult religios legal, altul decât cel ortodox, pentru care Paștele se celebrează în data de 31 martie, nu au obligația participării la cursuri în perioada 29 martie-2 aprilie, fiindu-le motivate la cerere absențele înregistrate, se arată în informarea oficială. Și profesorii catolici pot avea liber dacă vor, urmând ca atât ei cât și elevii să recupereze materia din zilele libere în funcție de program stabilite de conducerea școlilor. La latitudinea cui este să se recupereze? Latitudinea conducerii unităților de învățământ. Bun, hai. În Consiliul de Administrație se stabilește programul de recuperare și beneficiază de aceste zile pentru a sărbători acest eveniment. Conform documentului trimis de Ministerul Educației, școlile pot decide suspendarea cursurilor pentru zilele de 29 martie și 2 aprilie, dar trebuie să reorganizeze programul școlar în vederea suplinirii cadrelor didactice catolice care vor lipsi în această perioadă.